Bună ziua, dragi prieteni! Bine ați venit la discuția noastră cu domnul președinte al Partidului Mișcarea Populară, domnul Eugen Tomac. Bună ziua, domnule președinte! Bună ziua! Vă mulțumesc pentru invitație! În primul rând, țin să vin cu felicitări cu ocazia Zilei Naționale a României către dumneavoastră, către toți spectatorii noștri, atât din România cât și din Republica Moldova și, practic, din foarte multe alte țări ale lumii. Pentru că să știți că suntem priviți și în Statele Unite ale Americii, Germania, Italia, cam în toate țările unde avem diasporă, atât moldovenească cât și românească, bine structurată. La mulți ani și eu vă transmit tuturor. M-aș bucura ca această zi importantă pentru noi toți să fie din ce în ce mai sărbătorită și peste tot acolo unde există români și care vă urmăresc și pe dumneavoastră, bineînțeles. Mulțumesc mult! Dragi prieteni, dragi spectatori, am să-mi permit, deși domnul Tomac este o personalitate politică foarte bine cunoscută, dar voi face un scurt intro. Domnul Eugen Tomac este născut, ca și mulți dintre noi, în Uniunea Sovietică, în Republica Sovietică Socialistă Ucraineană, mai la sud acum din Republica Moldova, dar pe pământurile care au aparținut istoric Moldovei. Apropo, bunica mea a fost născută la Cetatea Albă, ulterior s-a căsătorit, s-a măritat aici în suburbiile Chișinăului. Așa că rădăcinile ar putea să fie și undeva foarte aproape. Domnul Eugen Tomac, la 24 de ani, a intrat în politica activă, ocupând diferite funcții de demnitate publică atât în administrația prezidențială cât și în guvernele României. A reușit la 39 de ani de două ori să dețină mandat de ales al poporului în Parlamentul României, și anume în Camera Deputaților. Și din 2019 este și deputat în Parlamentul European. Dacă am scăpat ceva, domnul președinte, vă rog să mă completați. Da, mă bucur că ați început cu prezentarea. De obicei, fiind și absolvent de istorie, întotdeauna simplificam lucrurile, pentru că atunci când te întreabă cineva la București sau oriunde în țară de unde ești, simplu, din Basarabia, pentru că din punctul meu de vedere, Basarabia implică toate ținuturile românești, care în 1918, pentru că astăzi sărbătorim împlinirea acestui deziderat din 1918, care s-a încununat cu 1 decembrie, dar prima provincie care s-a unit în 1918 a fost Basarabia. Bunicii mei s-au născut în Basarabia, unul în 1910, altul în 1920, unul s-a născut în aceeași comună numită cândva Averescu, fără să plece niciunul din localitatea în care m-am născut și eu. Bunicul meu s-a născut în 1910 în Imperiul Țarist, deci dar tot în Basarabia. Celălalt bunic s-a născut în 1920, tot în comuna Averescu, dar deja în Regatul României. Eu și părinții mei ne-am născut tot în comuna Averescu, tot în Basarabia, dar deja era administrație sovietică. Deci și eu și dumneavoastră ne-am născut în perioada regimului sovietic, dar tot în Basarabia, și sunt chestiuni de nuanță extrem de importante pe care trebuie să le subliniem atunci când discutăm despre aceste ținuturi ale noastre. Și întotdeauna am spus-o cu recunoștință, pentru că a te naște într-o zonă supusă puternic unui mecanism de deznaționalizare și în același timp să ai puterea de a da la o parte tot ceea ce înseamnă propagandă și să te privești în oglindă, să-ți dai seama cine ești și de fapt cum ai ajuns în această situație, nu este un lucru deloc simplu de făcut. Și ori de câte ori întâlnesc un om care lasă la o parte lucrurile ce țin de amprenta pe care și-a pus-o epoca sovietică, mă bucur, pentru că asta înseamnă să ai puterea de a privi realitatea în ochi așa cum este și de a înțelege ce s-a întâmplat și, bineînțeles, să ne gândim ce e de făcut mai departe. Am vrut să sublinez acest aspect pentru că e foarte important. Da, vă mulțumesc foarte mult. Să știți că în campania electorală pentru alegerile din România din 6 decembrie, noi ne-am pus ca scop să oferim posibilitatea cât mai multor candidați să aibă acces la publicul privitor în proiectul Privesc.eu cu un singur scop, de a informa cât mai larg despre platformele și despre ofertele date de politicieni în cadrul acestor alegeri, în cadrul acestei campanii electorale,
cel puțin să meargă la vot conștient atunci când vor decide, sâmbătă și duminică, pentru că este important de știut că se votează două zile, să meargă la vot și să-și facă alegerea conștient, cunoscând cel puțin din prima sursă cât de cât platformele candidaților. Și încă o dată țin să vă mulțumesc că ați acceptat propunerea noastră să comunicați cu spectatorii noștri. Din cauza asta, în cadrul acestor discuții, în cadrul acestor discuții live, eu mai puțin o să vorbesc, o să vă ofer posibilitatea dumneavoastră cât mai mult să comunicați alegătorilor, celor care ne privesc și cei care vor să vă audă, să vă asculte și să vă înțeleagă. Deci, dumneavoastră, apropo, ați fost printre, cred că unicul, din cât cunosc eu, deputat în Parlamentul României, care în 2013 ați înființat un birou de comunicare la Chișinău. Birou prin care comunicați cu alegătorii. Ce înseamnă asta pentru mine, ca o persoană care am dedicat 16 ani de carieră în organizarea alegerilor? Pentru mine asta înseamnă că un ales al poporului se străduie să mențină contactul cu alegătorii săi. Nu-i caută doar în campania electorală să-i prindă, să-l boteze, dar ține și un contact pe durata mandatului. Dacă ați putea să ne povestiți un pic despre realizările dumneavoastră în cadrul activității în acest cabinet deschis la Chișinău. Care au fost solicitările, care au fost problematicile abordate și cu ce ați putut dumneavoastră să fiți de ajutor? Domnul Ciocan, sunt mai multe paliere. În primul rând, eu am intrat în politică din convingere. Nu aveam vreo dorință așa pătimașă de a face politică, însă la un moment dat mi-am dat seama că singura cale prin care poți în mod real schimba ceva rapid prin decizii impuse sau adoptate rapid, impuse la modul politic, mi-am dat seama că singura cale este politica. În clipa în care am decis să fac acest pas, nu mi-am asumat lucruri în care să nu cred. Pentru mine, obiectivul acesta al apropierii Republicii Moldova de România este un obiectiv politic pe care îl prezint firesc, fără a exagera, fără a interpreta, fără a deforma realități. Sunt niște lucruri care pe mine m-au convins și atunci îmi dau seama că singura modalitate prin care pot fi util este să-i conving pe oameni, dacă cred în aceleași lucruri pe care le promovez și eu, să vină alături de mine. Pe de o parte. Pe de altă parte, îmi dau seama de un lucru extrem de important. Generația mai tânără, deși deja am 40 de ani aproape, nu mai sunt atât de tânăr, dar atunci când am făcut acest pas, aveam doar 28 de ani, când am candidat pentru prima dată. Și mi-am dat seama că orice fac, nu mă privește doar pe mine. Am încercat întotdeauna să pun lucrurile într-un echilibru în ceea ce privește nevoia de a confirma din partea unor oameni care vin dintr-o altă generație, pentru că tot timpul cei cu mai multe experiențe privesc pe cei mai tineri cu neîncredere. Am avut și o șansă uriașă de a lucra direct cu președintele Traian Băsescu, care a încurajat foarte mulți tineri să se implice în politică. Și am avut aici două responsabilități majore care m-au determinat să fiu extrem de responsabil în tot ceea ce fac. Unul, că vin dintr-o generație mai nouă de politicieni, și doi, că simbolic, atât cât m-am priceput, încercam să reprezint un alt fel de punct de vedere în ceea ce privește implicarea basarabenilor în politică. Și mi-am dat seama că am pe umerii mei această responsabilitate de a nu greși mai mult decât greșesc ceilalți sau de a face lucrurile cât se poate de bine. Așa s-a născut și ideea, după ce am obținut primul mandat de parlamentar, de a-mi înființa un birou parlamentar la Chișinău, în Republica Moldova, și pentru a fi, îmi aduc aminte, în primii doi ani de zile, săptămânal prezent acolo pentru a discuta cu cetățenii. Eu, în toată activitatea mea politică de până acum, am tratat cu maxim respect susținătorii și alegătorii, dar și cei pe care i-am simțit că nu m-au susținut niciodată, dar pentru că altă opțiune nu aveau pentru a apela la un parlamentar, mi-au cerut mii sprijin și nu au fost și sinceri, mi-au și spus. Deși nu v-am votat la alegerile din 2012, vă sunt recunoscător și așa am câștigat pe unii de partea mea la celelalte bătălii politice.
Biroul de la Chișinău își are activitatea și astăzi, chiar dacă eu m-am retras în momentul în care în 2016 am hotărât împreună cu colegii mei din Mișcarea Populară să-mi stabilesc cartierul general la București și am candidat în București pentru mandat de deputat. N-am lăsat lucrurile la voia întâmplării în ceea ce privește activitatea pe Republica Moldova. Și atunci l-am încurajat pe colegul Constantin Codreanu să se implice în politică. Era unul dintre tinerii unioniști care promova pe un ton ușor mai insistent cauza aceasta, așa cum sunt tinerii dornici să rezolve totul astăzi, încercând să sară niște etape, dar nu intru în detaliile acestea. Ce vreau să spun este că am căutat un om din Republica Moldova care să reprezinte la fel tânăra generație și, doi, să știu că va menține un contact permanent cu cei de acolo, implicit prin acest birou. Și mă bucur că am avut această intuiție, pentru că Constantin Codreanu, împreună cu mine, am consolidat această legătură instituțională cu cetățenii direct prin intermediul acestui birou parlamentar. Doi, Constantin Codreanu a primit cu sprijinul nostru președinția uneia dintre cele mai importante instituții din Parlament, Comisia pentru Comunitățile Românești de peste hotare, și acum este din nou în competiție pentru un nou mandat în Parlamentul României, tot din partea PMP. Deci există o consecvență în ceea ce privește această chestiune și nu pot decât să mă bucur că n-am lăsat lucrurile la voia întâmplării și încrederea pe care oamenii mi-au acordat-o, am tratat-o cu maximă responsabilitate și am încercat întotdeauna să nu dezamăgesc. Și asta este ceea ce mă preocupă în continuare. Pentru că în politică este foarte ușor să greșești. Oamenii au văzut multe chestiuni pe care nu le credeau că se pot întâmpla în politică și tocmai de aceea încerc să fiu și responsabil și prudent și determinat atunci când este nevoie pentru a lua decizii sau susține anumite proiecte. Recent în Republica Moldova au avut loc alegeri prezidențiale. Republica Moldova, și sunt mândru să zic acest lucru, încă o dată a dat dovadă că este un stat cu democrație electorală, unde puterea se transferă și transmite prin alegeri, în urma alegerilor, nu prin proteste stradale ori prin acțiuni violente, dar în urma voinței alegători. Totodată, foarte multă lume este prământată de scorul destul de modest, eu aș zice un scor chiar jos, luat de către candidații declarați unioniști. Dumneavoastră aveți o explicație. Cum vi se vede dumneavoastră acest rezultat și cum credeți că ar trebui să ia atitudine România ori politicienii din Republica Moldova pentru viitoarele acțiuni electorale, pentru viitoarele alegeri? Da, foarte bună întrebarea dumneavoastră. Am și explicații la tot ceea ce frământă foarte multă lume și dă uneori un diagnostic greșit legat de implicit rezultatul ultimilor alegeri. În primul rând, nu putem pune semnul egal între unioniști și unire. Unirea este un obiectiv extrem de ambițios și mare. Vizează toată națiunea română, de o parte și de alta plutului. Faptul că eu sunt unionist nu înseamnă că cei care nu cred în acest obiectiv nu trebuie să lămuriți sau implicați într-un amplu proces de conștientizare a ceea ce înseamnă această chestiune. 2. Faptul că unii oameni politici nu au suficientă forță pentru a convinge că acest obiectiv este soluția cea mai bună, îi privește pe ei. 3. Eu cred că în Republica Moldova, procentul celor care cred într-un viitor mult mai sigur și mai stabil pentru viitorul Republicii Moldova, și aici nu discutăm de pasiuni politice, ci pur și simplu de un calcul pragmatic, este foarte mare. Nu se poate identifica cu rezultatul obținut de anumiți oameni politici de la Chișinău, unii dintre ei chiar prieteni cu mine și pe care îi încurajez să mențină această linie de promovare a liniei de unire a Republicii Moldova cu România.
Situația însă trebuie privită în contextul dat al Republicii Moldova. Republica Moldova are un președinte în funcție, dar care a pierdut alegerile, care s-a impus pe scena publică cu o linie politică extrem de agresivă și neinspirată în relația cu tot ceea ce ține de vest, începând cu Bucureștiul până la Bruxelles și celelalte capitale. A fost un președinte izolat, pentru că a încercat prin modul său de a face politică să facă mai mult rău, inclusiv Federației Ruse. Pentru că această relație de vasalitate absurdă, fără nicio finalitate politică, a făcut foarte mult rău Republicii Moldova, pentru că dincolo de funcția vremelnică pe care o deține un decident, un om politic răspunde în numele a milioane de cetățeni. Și uitați-vă că gesturi necugetate politic au adus la sancționarea cetățenilor Republicii Moldova, pentru că zona aceasta de incertitudine în care se află Republica Moldova, lăsând la o parte idealurile și obiectivele fiecăruia politice, efectele deciziilor politice se resimt imediat în societate. Când nu ai investiții străine, când nu ești pe harta de state care beneficiază de suportul celor mai bogați, și în situația de față e vorba de Uniunea Europeană. La sfârșitul zilei, asta se reflectă în viața de zi cu zi a cetățenilor. Și aici Dodon a fost de o agresivitate și de o lipsă de înțelegere a politicii externe fără precedent. Inclusiv Voronin a avut ceva mai multă inspirație dacă discutăm strict chestiuni politice, deși știm care le-a fost orientarea. Și aici, în Republica Moldova, votul a fost, n-aș putea să spun, în mare majoritate, dintr-o convingere 100% pro-Maia Sandu, ci pur și simplu contextul de așa natură s-a așezat încât altă opțiune decât Maia Sandu, cetățenii Republicii Moldova nu au avut. Și oamenii au dat un vot de frică, de frica de a nu se ajunge și mai rău, pentru că au văzut că Dodon nu are nicio perspectivă. Și aici nu discutăm de electoratul pro-european sau pro-românesc. Discutăm despre oameni care își pun problema vieții de zi cu zi. Ce se întâmplă, care este perspectiva, ce viitor au copiii din Republica Moldova, pentru că nu toți vor să plece din Republica Moldova. Nu toți vor să se ducă în Federația Rusă sau în România. Mulți cetățeni ai Republicii Moldova vor să aibă o perspectivă sigură la ei acasă. Și această perspectivă sigură și-au regăsit-o prin încrederea pe care au investit-o în președintele ales Maia Sandu. Și asta este un lucru extraordinar, pentru că de aici putem porni. Dincolo de discuții legate de ce e de făcut sau care este perspectiva, având în vedere multitudinea de probleme complexe cu care se confruntă Republica Moldova, de la lipsa siguranței în sistemul financiar, că și acum nu s-a lămurit situația cu cel 1 miliard de euro dispăruți din băncile din Republica Moldova, de la situația extrem de sensibilă și nelămurită cu conflictul transnistrean și multe alte probleme interne care macină societatea, există o realitate. Oamenii vor mai multă stabilitate la ei acasă și o văd această stabilitate prin această alegere, ceea ce este un lucru bun, pentru că eu cred cu tărie, o cunosc bine pe doamna președinte Maia Sandu, cred că încrederea de care se bucură acum în rândul capitalelor occidentale va ajuta enorm Republica Moldova. Republica Moldova nu are nevoie de multe lucruri, are nevoie de o agendă extrem de profesionistă din punct de vedere al reformelor pe care trebuie să le parcurgă rapid. Și aici e nevoie de o justiție independentă, de un sistem administrativ depolitizat, de un sistem de învățământ bine pus la punct și dacă aceste lucruri se vor realiza, eu sunt absolut convins că într-un termen mult mai scurt decât își imaginează orice cetățean care urmărește atent evoluțiile din Republica Moldova, situația se poate schimba. Uniunea Europeană este pregătită să acorde finanțări masive pentru Republica Moldova. Iar noi aici avem
o realitate nouă. Și ajungem la subiectul pe care l-ați deschis dumneavoastră mai devreme și tot este 1 decembrie și tot este Ziua Națională a României și noi o sărbătorim așa cum se cuvine. Realitatea nouă este că în Republica Moldova unioniștii nu au 2-3%. În Republica Moldova există aproape 1 milion de cetățeni care dețin și pașaport românesc. Deci ei și pentru ei această zi este Ziua Națională pentru că de bună voie și neseliți de nimeni acești cetățeni și-au reintrat în drept, au solicitat cetățenia română și au devenit cetățenii României. Deci obligația noastră de a acționa cu prudența necesară, cu tactul necesar, cu nevoia de a nu încurca mai mult lucrurile decât se întâmplă de obicei, cum fac unii care sunt specializați în a crea zgomot inutil, avem o temelie extrem de solidă la care putem lucra. Cei 30% din cetățenii Republicii Moldova, care sunt cetățeni ai Uniunii Europene prin cetățenia română, sunt un bun extraordinar pentru Uniunea Europeană și un argument politic extrem de solid. Și eu cred că viitoarea administrație de la București, că avem alegeri pe 6 decembrie, după Ziua Națională, și viitorul guvern de la Chișinău, au în față o oportunitate extraordinară. Acum se resetează toate prioritățile de finanțare ale Uniunii Europene. Se așează nou buget pentru următorul cadru financiar, plus acest buget de susținere a statelor membre ale Uniunii Europene pentru a-și reveni după criza coronavirus. Dacă cele două guverne, de la București și Chișinău, vor avea înțelepciunea necesară să apeleze la sprijinul consistent pe care îl poate oferi guvernul de la Bruxelles, să știți că putem câștiga enorm. Iar cetățenii Republicii Moldova își doresc exact ceea ce își doresc cetățenii României. Vor autostrăzi, vor drumuri mai bune, vor spitale mai sigure, vor școli mai bune, vor rețea de gaze și mă bucur că deja gazoductul a ajuns până la Chișinău. Deci există perspective pentru a spera la un viitor mai bun. Și uitați-vă că realitatea din cifre ne arată altceva decât realitatea din sondaje sau în urma alegerilor, fie ele și prezidențiale. Deci plec de la premisa că avem deja un bazin de 30% de unioniști în Republica Moldova. Da, să știți că foarte multă lume crede la fel. Bazinul susținătorilor acestui curent undeva par fie aproximativ, exact cum spuneți dumneavoastră, 30%, 25-30%. Și în Republica Moldova, și apropo, în ultimele alegeri, acest lucru s-a văzut foarte, foarte pronunțat, dar și în România, participarea diasporii este extrem de importantă. Deseori este decisivă. În cazul alegerilor parlamentare, am văzut acest lucru și în cazul alegerilor prezidențiale. În Republica Moldova am văzut cum de la turul 1 la turul 2, practic peste 100.000 de alegători s-au consolidat și au venit peste numărul fixat la primul tur. Spuneți-ne, vă rog, dacă în agenda PMP-ului ar fi un punct legat de implementarea votului electronic în alegeri. Deși eu cunosc realitățile și știu că în România se votează 2 zile în diasporă, se votează și prin corespondență, deci prin poștă, ceea ce nu se întâmplă încă la moment în Republica Moldova. Dar aș vrea, din curiozitatea mea, inclusiv profesională, să știu dacă aveți pe agenda și cum vedeți dumneavoastră acest proiect, anume votul electronic. Da, vă mulțumesc pentru întrebare. În primul rând vreau să subliniez încă o dată pentru toți cei care ne urmăresc, în mod special în diaspora și în Republica Moldova. Este bine să se prezinte lumea la vot și sâmbătă și duminică. În Republica Moldova chiar există 30 de secții de vot. Și m-aș bucura foarte mult ca prezența să fie cât mai mare, chiar dacă trecem prin această situație extrem de neplăcută generată de pandemie. De ce spun că m-aș bucura să existe o prezență din ce în ce mai mare? Pentru că, din nefericire, există un curent în România și nu numai, prin care se spune, domnule, moldovenii și-au luat cetățenii, dar nu se implică deloc. Vor pașaportul doar pentru a avea garanția că își găsesc un loc de muncă mai bine plătit în Uniunea Europeană sau pentru a călători. Nu fructifică din plin și drepturile și obligațiile pe care le au în calitate de cetățeni ai României.
Și m-aș bucura ca un număr cât mai mare de cetățeni români din Republica Moldova să se prezinte la vot, indiferent cu cine votează. Sigur că eu m-aș bucura enorm să fim susținuți noi. Deci, asta este un prim aspect. Se votează și sâmbătă și duminică. Legat de votul prin corespondență, noi am propus ca acest vot, de exemplu, să se introducă și în țară, nu doar în străinătate, mai ales în situația aceasta de pandemie. Am avut un proiect de lege în luna iunie propus în Parlament și pentru introducerea votului electronic. Aici e o chestiune însă extrem de sensibilă, care ține de încredere. Oamenii, din păcate, încă nu sunt pregătiți să treacă la sistemul de vot electronic. Nici partidele, nici instituțiile, cu atât mai mult cetățenii. Deși soluții pentru a implementa votul electronic există. Și aici PMP vine cu o nouă propunere. Chiar în programul nostru politic am propus ca, de exemplu, în situația administrațiilor publice locale, după fiecare alegeri locale, întâlnim primari supărați nou aleși care se plâng pe faptul că moștenesc datorii uriașe în primăriile pe care le gestionează. Fie că vorbim de primării de comune, de orașe, municipii și așa mai departe. Și atunci PMP a propus următorul lucru. Orice împrumut pe care îl angajează vreo comunitate, vreo primărie sau consiliu local și depășește suma de 5% din bugetul localității, acest împrumut să fie validat printr-un referendum. Și pentru a pentru că democrația participativă asta înseamnă să consulți cetățenii ori de câte ori există o problemă de interes pentru comunitate. Și cred că asta este un temei destul de puternic pentru a introduce acest mecanism de referendum. Și atunci, bineînțeles că cei care nu susțin un asemenea filtru au spus, domnule, va costa prea mult. Și soluția noastră a fost votul electronic. Cine dorește să înscrie, votează și printr-un asemenea mecanism considerăm că dacă vom amenda legea referendumului și vom introduce acest filtru atunci când o comunitate decide să facă un împrumut mai mare de 5% din suma bugetului primăriei care dorește să facă acest împrumut, să se organizeze acest referendum online. Nu costă nimic. Se înregistrează fiecare cetățean, există elemente de siguranță, e mult mai valid acest mecanism decât votul doar al consilierilor din Consiliul Local, deci se participă toți cetățenii care doresc și se pronunță prin votul electronic, pentru că prin acest mecanism, dacă îl vom introduce imediat după alegerile din 6 decembrie, vom putea avea de foarte multe ori șansa de a testa exact și de a câștiga în timp încrederea cetățenilor că acest mecanism funcționează și este sigur. Atât timp cât avem încredere că putem plăti cu cardul bancar oriunde în lume și este în siguranță și nu există nicio problemă, ar trebui să obișnuim pe cetățeni să prindă încredere și în sistemul electronic de vot și sunt un militant convins că ăsta este viitorul și va trebui să luptăm pentru introducerea votului electronic. Deci v-am dat o explicație un pic mai largă, dar pentru că mă preocupă subiectul. Foarte, foarte detaliată, fapt pentru care vă mulțumesc și eu sunt, la fel ca și dumneavoastră, un militant foarte activ și convins în necesitatea utilizării tehnologiilor și nu doar din faptul că sunt mai ieftine, dar din faptul că oferă mult mai multe oportunități cetățenilor noștri, care inclusiv în situații, de exemplu, de criză sanitară, ori în situații de pulverizare a diasporei în foarte multe țări ale lumii și incapacitatea fizică de a deschide birouri pentru fiecare comunitate de diasporă, conform legislației României, unde avem 100 de români, trebuie să deschidem birou electoral. Și atunci numărul acestor ar trebui să fie de mii de birouri peste hotare, ceea ce înțelegem că e o povară bugetară destul de mare. Domnul președinte, dumneavoastră conduceți Partidul Mișcarea Populară. Între comentatorii politici la București există așa opinie precum că Partidul Mișcarea Populară ar fi un partid cu o tentă naționalistă, ori cu o tentă conservatoare. Dumneavoastră, ca și liderul Partidului Mișcarea Populară, unde vedeți pe șcherul politic Partidul Mișcarea Populară și care sunt valorile de bază pe care se bazează partidul? Păi, asta mi-a plăcut cu tentă
Nu, chiar suntem un partid care promovează mesajul conservator. Suntem un partid creștin-democrat, membru al Partidului Popular European. Suntem un partid de dreapta. Nu facem un secret din acest aspect. Și aici lucrurile sunt foarte clare. Noi considerăm că relația cu cetățeanului în ceea ce privește religia, identitatea și proprietatea privată sunt sfinte. Nu sunt lucruri care sunt de negociat și ele trebuie să respectate. Morala învățăturilor noastre se trage din creștinism. Și este important să nu neglijăm acest aspect, oricât de mult ar fost el afectat în perioada comunistă și inclusiv în perioada de tranziție, pentru că, din păcate, noi avem încă o problemă în a înțelege cât de importantă este credința în viața oamenilor. Și fără a face un act de paradă politică din acest subiect, eu cred cu tărie că oamenilor trebuie să le se garanteze că acest parteneriat, de exemplu, între stat și biserică trebuie să funcționeze perfect și de el este nevoie. Pentru că a fost foamete, că au fost războaie, că a fost perioada comunistă. Oamenii prin credință și-au păstrat optimismul că viața poate avea și semne mai bune și poate veni o perspectivă mai bună. Deci, din acest punct de vedere, pentru noi este important să spunem lucrurilor pe nume fără a deforma realitatea. Pentru că există tendința aceasta de a specula pe diverse excese și de a le pune oamenilor etichetă. Nu. Noi respectăm pe toți, considerăm că într-o societate democratică și are loc fiecare cu propriile convingeri, și avem dialog cu toate formațiunile politice, dar pentru noi aceste aspecte sunt de nenegociat și ele reprezintă centrul de greutate politică al Partidului Mișcarea Populară. De asta ne-am și asumat acest mesaj politic important. Nevoia de a ne recupera demnitatea prin fapte și obiectivul unirii Republicii Moldova cu România ca obiectiv politic își trage seva exact din aceste principii care stau la baza partidului nostru. Pentru că atât timp cât în 1918, după un război mondial crunt, într-o plină criză de pandemie, că atunci tot pandemie era, înaintașii noștri au hotărât totuși să creeze un stat unitar care se întindea de la Nistru până la Oradea. A hotărât în 1939 Hitler cu Stalin că ținuturile de la Est de Prut pleacă în URSS. Eu, ca om care înțelege exact mecanismele și interesele statelor, cum funcționează în relația cu ceilalți, am obligația să fac tot ce îmi stă în putință pentru a anula această nedreptate pe care doi tirani, pe care a condamnat toată lumea și care au nenorocit Europa și națiunile pe care le-au condus, au decis împotriva noastră că e mai bine să rămânem separați. Și așa suntem și astăzi. Nu e o chestiune care se va întâmpla peste noapte, dar eu am această convingere că ne vom recăpăta demnitatea atunci când vom avea maturitatea necesară să refacem din nou acest pas pe care înaintașii noștri, în condiții mult mai grele, l-au făcut și au avut curajul să-l și apere. Nu s-a putut mai mult decât 22 de ani atunci. Cred că este de obligația noastră să milităm pentru acest obiectiv. De asta, probabil, orice adversar al PMP, atunci când discutăm despre acest subiect, încearcă să-i dea o notă exagerat naționalistă. Nu, aici discutăm despre recuperarea demnității prin fapte. Și nu văd nicio problemă în a ne promova acest obiectiv cu argumente politice extrem de solide. Vreau să vă spun că deseori, până a ajunge europarlamentar la Bruxelles, întâlneam opinii rezervate legate de acest subiect. În momentul în care președintele Traian Băsescu, în septembrie anul trecut, a cerut în plenul Parlamentului European de la Strasburg ca în rezoluția cu privire la condamnarea pactului Ribbentrop-Molotov, după 70 de ani abia, Uniunea Europeană a condamnat acest pact, să fie introdus un amendament prin care s-a specificat negru pe alb
că României i-au fost luate teritorii înapoi care nu au mai fost întoarse niciodată în urma pactului Ribbentrop-Molotov. Deci, uitați-vă că există deja și documente cu o valoare politică și diplomatică extrem de importantă adoptate de Uniunea Europeană. Deci nu discutăm despre chestiuni abstracte, discutăm despre niște realități care ne privesc pe noi și eu ca un politic preocupat de această temă nu fac decât să o mențin în actualitate și să aduc argumente de ce susțin acest obiectiv. Sunt mulți care spun că nu mai e cazul, că nu mai există nicio șansă, că nu mai există resurse, că ne costă foarte mult. Și eu îi întreb, cei care au făcut unirea la 1918 și au pus vreo clipă problema de costuri? Deci sunt multe teme care sunt de interes și bineînțeles că aici se așează Partidul Mișcarea Populară cu aceste obiective importante, iar intern avem teme, și nu exagerez, toate temele mari pe care le dezbatem în această campanie electorală în România, marea majoritate sunt teme propuse de PMP. Noi am propus, de exemplu, reducerea numărului de parlamentari. Singura lege adoptată de Senat propusă în Parlament este de PMP. Noi am propus singurul proiect de lege cu privire la reforma în sănătate, prin care propunem depolitizarea numirilor în sănătate și schimbarea statutului spitalelor, pentru că și la noi și în Republica Moldova spitalele depind în totalitate de stat, nu au niciun fel de independență pentru a atrage investiții, pentru a atrage echipe de cercetare și așa mai departe, pentru a se dezvolta, exact așa cum se întâmplă în Europa Occidentală. Noi am propus, de exemplu, eliminarea pensiilor speciale, pentru că în România sunt pensii foarte mari pentru parlamentari, pentru primari și pentru alte categorii care, deși nu au contribuit și au creat, tocmai pentru că există și a existat interes politic și există în continuare, pensii foarte mari. Sunt foarte multe teme pe care PMP le-a lansat. De exemplu, în Republica Moldova aveți două tururi. La noi, din rațiuni tot politicianiste, s-a renunțat la două tururi. Acum încercăm să revenim la alegerea primarului în două tururi. Este un obiectiv pe care PMP îl promovează. Legea noastră este trecută prin Senat. Deci avem foarte multe inițiative, acțiuni pe care le promovăm. Și pentru că ați amintit de tehnologie și n-aș vrea să plec de la acest subiect, noi, de exemplu, cerem ca viitorul guvern să înființeze un minister pentru inovare, digitalizare și inteligență artificială. Uniunea Europeană pune la dispoziție 143 de miliarde de euro pentru digitalizare și inovare și inteligență artificială. Și consider că avem resursa umană necesară în România pentru a crea un centru de inteligență artificială și pentru a atrage resurse importante pe componenta aceasta de digitalizare. Și chiar le spuneam mai multor colegi că un obiectiv important este, de exemplu, pentru a opri risipa banilor de la bugetul de stat, să creăm un program prin care pe viitor colectarea veniturilor la bugetul de stat să se facă prin inteligență artificială. Și în felul acesta vom ajunge într-un timp record să ne apropiem timid de nivelul de colectare pe care l-au Statele Unite, de exemplu. Desigur, da. Dumneavoastră ați pomenit chiar acum câteva clipe în urmă despre alegerile locale din România și ar fi păcat să nu pomenim de acest lucru, pentru că și la alegerile primarilor PMP-ul s-a plasat pe locul 3, având 1771 de primari aleși. Și în capitală, în municipiul București, la fel, candidatul din partea PMP-ul a luat la fel loc 3. Deci, într-un caz și în altul, după PNL cu PSD, ori PSD cu PNL, PMP-ul a ocupat a treia poziție în acest rating a partidelor după votul politic acordat. Da, și președintele Băsescu a avut o formulă foarte inspirată, a spus că PMP este cel mai mare partid dintre partidele mici. Noi am dat live acea declarație, domnul președinte. Da. Și așa este, după PNL și PSD, sau mai bine spus, după PSD și PNL, suntem partidul cu cei mai mulți aleși locali și acest lucru ne încurajează și ne face să fim optimiști în ceea ce privește rezultatul alegerilor din 6 decembrie. Mizăm foarte mult pe responsabilitatea oamenilor care își doresc în mod real să susțină un partid care nu a trădat cu nimic din ceea ce
s-a angajat în fața electorilor până acum. Eu am avut grijă ca partidul să nu facă compromisuri pe care să le regretăm. Nu avem ce să ne reproșăm. Lucrăm pentru cetățenii României și promovăm politici în care credem și care credem că pot aduce mai multă bunăstare și, bineînțeles, urmăresc promovarea intereselor reale ale României, fără a exagera. Dumneavoastră și domnul președinte Băsescu, din 2019, de la mijloc de an, munciți la Bruxelles, în calitate de parlamentari europeni. Multă lume în Republica Moldova, dar și în România, privesc Bruxelles, ori toate instituțiile europene, pentru că puțină lume înțelege divizarea de responsabilități între instituțiile europene, vede ca un, dacă îmi permiteți, un portmoneu al Europei, din care poți primi anumite fonduri, ori invers, poți fi pedepsit și nu primi anumite fonduri pentru vari situații. Aș vrea, dacă ați putea dumneavoastră, pe scurt, să explicați telespectatorilor noștri cu ce exact vă ocupați dumneavoastră ori deputații în Parlamentul European și cu ce anume ajutați România, cu ce anume ajutați spațiul românesc în linii mari. Da, Uniunea Europeană, în primul rând, nu este o bancă care finanțează doar pentru că cineva simte sau solicită suport și simte că va putea primi pentru o frumoasă prezentare un anumit suport. Nu, Uniunea Europeană este cel mai important proiect politic creat vreodată pe continentul european, pentru că a reușit în toți anii de când a fost creat să asigure ceea ce este cel mai important, și anume pacea. Continentul european întotdeauna a fost măcinat de războaie. Și după cel de-al doilea război mondial, dacă pe continentul nostru a existat pace și stabilitate, este tocmai pentru că s-a creat Uniunea Europeană. Uniunea Europeană este o uniune care s-a așezat și a pus la temelie un set de valori, precum libertatea de circulație, libertatea de exprimare, libertatea capitalului și, bineînțeles, democrația. Sunt lucruri care nu sunt de negociat, respectul față de statul de drept. Tocmai de aceea, cetățenii Republicii Moldova trebuie să știe că acordul de asociere la Uniunea Europeană a Republicii Moldova angajează puternic statul Republica Moldova să-și respecte înțelegerile pe care le-a încheiat cu guvernul de la Bruxelles, și anume acela de a se alinia politicilor pe care le promovează Uniunea Europeană. Și asta înseamnă să ai un stat transparent, să ai instituții puternice care să servească interesul cetățeanului, nu interesele unor grupuri, să existe un sistem de justiție în care oamenii să creadă și justiția în mod real să facă dreptate, iar instituțiile independente să aibă garantată independența pe care prin lege o obțin. Toată această chestiune legată de statul de drept este fundamentală, pentru că fără un stat de drept funcțional, un stat democratic nu poate fi eficient și nu poți avea încredere în el și nu poate produce viață mai bună pentru prosperitate pentru cetățeni. Din acest punct de vedere, sigur că pentru noi este foarte important că suntem prezenți acolo ca români, pentru că nu există dezbatere. De exemplu, în cazul președintelui Băsescu, care este membru în Comisia de Politică Externă a Parlamentului European, nu există dezbatere unde să nu ridice chestiuni legate de situația din Republica Moldova, de situația dosarului transnistrian, de situația cu privire la resursele pe care trebuie să le aloce Uniunea Europeană Republicii Moldova. Cel mai important avocat al Republicii Moldova în capitala Uniunii Europene sunt europarlamentarii români, pentru că în situația relației cu Republica Moldova există o unanimitate fără rezervă din partea tuturor partidelor politice românești. Și aici este un lucru foarte important pe care guvernul de la Chișinău trebuie să-l fructifice din plin. Fie că discutăm despre situația cu privire la drepturile copiilor, fie că discutăm despre traficul de ființe umane, fie că discutăm despre infracționalitate, toate temele grele cu care se confruntă Republica Moldova se dezbat și în Parlamentul European. Și este important ca acolo să existe oameni care atunci când intervin cunosc mult mai bine realitățile de la Chișinău sau au cu cine să se consulte la Chișinău pentru a primi informația exactă. Pentru că altfel există interese și interese pentru a prezenta lucrurile
mai mult sau mai puțin cosmetizat. Și cred că rolul nostru este foarte important, tocmai pentru că luptăm pentru Republica Moldova exact așa cum o facem și pentru România. Și acest lucru contează enorm, să ai demnitari la Bruxelles care acționează dezinteresat, în sensul că nu așteaptă ca cineva să o ceară în mod constant, ci o facem din convingere atunci când există subiectul, intervenim tocmai pentru că ne pasă și vrem ca lucrurile să fie cât mai corect înțelese implicit la Bruxelles pe această dimensiune. Deci există mult de lucru. Gândiți-vă că în Comisia pentru Forță de Muncă din Parlamentul European, din care fac parte, sau Comisia pentru Drepturile Omului, vom discuta și se discută mult, de exemplu, despre crearea salariului minim la nivel european. Un subiect care sunt absolut convins că va interesa și cetățenii Republicii Moldova, pentru că 30% din ei sunt și cetățeni ai Uniunii Europene. Și în mod justificat își vor dori la un moment dat să beneficieze de toate aceste drepturi care se vor implementa la nivelul întregii Uniuni. Am dat doar un exemplu concret pentru a înțelege cât de importantă este prezența noastră acolo și ce putem face mai departe împreună. Da. Domnule președinte, și Republica Moldova, dar și România a trecut acum prin două campanii destul de înverșunate. Campania pentru alegerile locale și a mai rămas câteva zile numărate până se încheie campania pentru alegerile parlamentare. Spuneți-mi, vă rog, cum credeți dumneavoastră că ar trebui politicienii din România să concilieze societatea după alegeri? Pentru că ceea ce am văzut și în locale, dar și mai ales în aceste parlamentare, am văzut o divizare masivă pe criterii ideologice a societății. Și în România, dar și la alegerile din Republica Moldova. Și eu sunt ferm convins că politicienii trebuie să-și asume rolul de pacificatori post-electoral. Pentru că în următorii 4 ani, România nu vor mai avea loc alegeri. Și acești 4 ani, societatea nu trebuie să reziste, trebuie să trăiască, să dezvolte țara, umăr la umăr toți cetățenii, cu demnitate și cu dedicație de sine. Dar în condițiile actuale, când apar și elemente, chiar în unele situații am observat elemente de ură între simpatizații unor ori altor partide, ori am văzut implicarea președintelui României, fapt care nu s-a mai întâmplat anterior, deci cred eu că aici ar fi lucruri de făcut. Dumneavoastră, cum le vedeți? Ce ar trebui să facă politicienii pentru a pacifica alegătorii, cetățenii și a-i consolida înapoi într-un subiect numit Națiunea Română? Cred că criza aceasta generată de COVID, care ne-a dus pe cap și o criză economică fără precedent, obligă decidenții aleși după alegeri și la Chișinău și în România după alegerile de duminică să fac un singur lucru. Și anume, atunci când se creează o majoritate care poate da un guvern, acel guvern și acea majoritate trebuie să acționeze ca o echipă și să nu neglijeze rolul opoziției. Și România și Republica Moldova are nevoie în vârful statului de echipe care să lucreze pentru toată națiunea, pentru toți cetățenii, indiferent de rezultatul votului, pentru că dintr-o criză economică și o criză de sănătate, cum este cea prin care trecem acum, se poate ieși doar dacă există în vârful statului o echipă care trage în aceeași direcție. Altă soluție nu există. Eu în această cheie privesc lucrurile și mi-aș dori, de exemplu, ca și cei care vor avea puterea de decizie finală să acționeze în această direcție. După alegerile din 6 decembrie, care credeți dumneavoastră că ar trebui să fie primele 3 inițiative legislative a aleșilor, poporilor, a decidenților veniți din partea PNP-ului în Parlament? Avem multe priorități, dar cred că obiectivul zero este să adoptăm legea sănătății, pentru că prin legea pe care am propus-o noi, reușim să dăm o nouă perspectivă și o șansă reală sistemului de sănătate să se reformeze, astfel încât situații cum am avut-o cea de la Piatra Neamț și nu numai să nu se mai întâmple. Depolitizarea sistemului de sănătate reprezintă o prioritate zero pentru noi. 2. Sistemul de educație trebuie reașezat pe nouă dimensiune, pentru că la ora actuală, în plină criză de sănătate,
avem peste 1 milion de copii care nu au acces la învățământ la distanță. Și asta produce niște goluri în societate puternice care se vor resimți mai târziu. Acum lumea spune bine că suntem sănătoși și ne protejăm, dar mai târziu lipsa de perspectivă și de condiții pentru copii să-și poată pregăti perfecționarea pe mai târziu în condiții decente va produce rezultate negative. Sunt două priorități pe care ne vom axa foarte mult atenția în următoarea perioadă și bineînțeles că vom cere viitorului guvern, de exemplu, să creeze un minister pentru relația cu Republica Moldova. Pentru noi este un subiect extrem de important și cred că resursele pe care le pune la dispoziție Uniunea Europeană pot fi gestionate cu mult mai multă eficiență dacă între cele două capitale, București și Chișinău, va exista o colaborare guvernamentală la cel mai înalt nivel pe proiecte de interes comun. Pe principiu, mai puține vorbe și mai multe fapte. Așa să fie. Deci, înainte de a încheia discuția noastră de astăzi, vă oferim dumneavoastră posibilitatea să vă adresați direct spectatorilor noștri cu un mesaj care credeți necesar să ajungă la alegători, la spectatori, înainte de ziua de sâmbătă și duminică, înainte de ziua alegerilor. În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru șansa pe care mi-ați oferit-o de a mă adresa prin intermediul dumneavoastră tuturor celor care ne urmăresc și, în mod special, românilor din Republica Moldova. Am ales să fac acest interviu din biroul meu de europarlamentar. Și nu întâmplător am ales această poziție pentru că în spatele meu aveți harta pe care eu am în fiecare zi în biroul meu. Este harta României din 1918. Întotdeauna mi-am ghidat acțiunile pe această linie de apropiere a Republicii Moldova cu România. Nimeni n-a crezut atunci când în 2008 promiteam că cetățenia va deveni un drept de care se vor putea bucura basarabenii și iată că de la acea acțiune până în prezent 1 milion de cetățeni ai Republicii Moldova sunt și cetățeni ai României. Împreună am pornit acest proces de reapropiere și îmi doresc foarte mult ca împreună să putem continua. Prin cetățenia română aveți atât drepturi, dar și obligații. Îmi doresc foarte mult ca cei mai mulți dintre dumneavoastră să-și fructifice această oportunitate de a fi cetățean al României și prin implicare la acest exercițiu democratic cum este votul. Să participați într-un număr cât mai mare pe 5 și 6 decembrie la alegerile parlamentare din România și, bineînțeles, dacă mesajul nostru v-a convins, să ne acordați votul de încredere. Vă mulțumesc foarte mult și la mulți ani tuturor românilor! La mulți ani România, la mulți ani români și la mulți ani și pentru președintele Partidului Mișcarea Populară, domnul Eugen. Vă mulțumim foarte mult și sperăm să ne revedem și cu alte ocazii să le putem relata spectatorilor noștri despre activitatea parlamentară a PMT. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumim și noi! O zi bună în continuare! Numai bine!